Ministrul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că de la 1 ianuarie vor crește alocațiile copiilor. Praf în ochi, o suma cu care se majorează acestea este una infimă. Alocațiile copiilor vor crește de la 1 ianuarie cu 87 de lei pentru copiii de până în 2 ani și cu 35 de lei pentru cei până la 18 ani. Alocațiile copiilor cresc de la 1 ianuarie cu o sumă infimă. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a adăugat doar 87 de lei la alocațiile copiilor de până în 2 ani și doar 35 de lei pentru cei care au până în 18 ani. În momentul de față, alocația lunară este de 631 de lei pentru copiii de până în 2 ani și pentru cei cu handicap, iar pentru cei între 2 și 18 ani, este de 256 de lei. Această majorare reprezintă indexarea curată a inflației, care în acest an a variat între 5 și 10%. Modificările aduse sunt praf în ochii părinților. La un calcul, acești bani nu ajung nici măcar pentru achiziționarea rechizitelor școlare. De anul trecut și alocația lunară de plasament a fost majorată. Drepturile bănești ale unui copil plasat într-o familie la o persoană sau la un asistent maternal sunt în cuantum de 950 de lei.